În ultima ședință a Consiliului Local Mangalia, aleșii au stabilit de comun acord, fără a se mai certa între ei, cudarea în folosință a unor terenuri din domeniul public în vederea înființării și punerii în funcțiune a unui sistem regional de alimentare cu apă pentru mai multe localități. Grup Pompari Albești și Limanu, stația electroclorare Limanu, județul Constanța, din cadrul proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în area de operare a Seceraja S.A. Constanța, în perioada 2014-2020. La fel, materialele au fost transmise, avem adrese, avem avize, avem rapoarte de specialitate, obiecții, comentarii. A mai fost aprobat și un proiect de hotărâre privind studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici aferenți investițiilor propuse în municipiul Mangalia și alocarea din bugetul local a valorii cofinanțării proiectului respectiv. Propuse în municipiul Mangalia și alocării din bugetul local a valorii cofinanțării aferente, proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în area de operare a Seceraja S.A. Constanța în perioada 2014-2020. La fel, am avut materiale, avem rapoarte, avem expunere de motive, avem aviz. În fine, ultimul punct de pe ordinea de zi a unei rare ședințe de Consiliu ce nu a mai fost presărată cu injurii de o parte și de cealaltă a taberelor politice, a vizat mutarea chiriașilor din Baraca O în altă locație similară din cauza gradului avansat de degradare. Promotorul, ei într-adevăr locuiau într-o singură cameră, dar aveau, știți, acele extinderi ilegale, numărul membrilor familiei era destul de mare, iar în Baraca K, acolo unde sunt relocați, mutați, disponibilitatea oricum era. Acele camere erau practic închise. De ce să Nu în ultimul rând, trebuie spus că secretarul primăriei, Andreea Cabuz, a anunțat renunțarea la funcția de consilier local a profesorului Gyulserin Sali, de la PNL. Locul acesteia urmând a fi vacant și preluat de un alt ales de pe lista formațiunii politice, Dragoș Ioniță.